S-au invitat să vină la noi cântăreți care cântă la operă. Și nu i-a primit. Am zis că nu-i primesc. Pentru că noi combinăm scenele. Mă interesează când sunt în Timișoara, în Cluj, în București sau mai știu eu unde. Când cânți de profesie muzică lumească, ca să distrezi lumea, nu se potrivește. Dar acum au un alt proiect. Ți-au zis de proiectul ProCred în România. Vă spun ce fac ăștia. Aduc cântăreți din lume cu cercei până aici, vopsite ca sorcovele, și le pun în gură cântări de Sfântul Moldoveanu. Că dacă am zis Sfântul Pavel, am voie să zic și Sfântul Moldoveanu. Cântări scrise pe burtă, în pușcărie, pe cimentul gol, bătuți și schinciuiți. Și pun cântările sfinților în gura nelegiuiților. Că avem talente. Avem talente, fraților, în biserică. Avem tineri care cântă la vioară de plâng și pietrele. Asta s-a auzit mai devreme. Avem coruri, avem duete, avem cântări frumoase cântate de sfinți. N-avem nevoie de nelegiuiți să ne cânte cântările și să facă teatru cu cântările sfinților. Și n-avem nevoie de credincioși care să cânte pe platformele lumii și să distreze lumea. Că nu-s mărturie. Se amestecă albul cu negru și se face un gri, o confuzie totală. Aud că sunt tineri care merg la concerte lumești. Alea sunt festivalele satanei. Cine se duce acolo intră în părtășie cu draci și nu mai are ce căuta la cina Domnului. Noi nu avem poliție, mai fraților. Eu nu sunt, n-am securitate, n-am securitate, nu pot să umblu dincolo de ușile bisericii. Acolo sunteți voi părinții. Dar măcar între pereții ăștia, că aici s-a muncit, aici s-a vărsat sudoare, aici s-au buzunărit frații, sfinții Domnului, ca să facă zidurile astea frumoase. Între zidurile astea n-are ce căuta nelegiuirea, n-are ce căuta lumea.